Doamnelor și domnilor, să vină și băieții frumoși, cum spunea piesa foarte frumoasă, cum zicea, doi inimi în taină. Nu cânt eu, că după aceea s-ar putea să vă stric ziua. Terminăm imediat prăjitura, până atunci, doamnelor, o dedicație pentru dumneavoastră, avem o mărturisire de iubire și nu numai, dezvine să iei o gură de apă sau un pahar de șampanie cu Radu Almășan de la Moschito. Pe unde merg, pe unde calc, ruină din palată fac. Apoi cu mâini de arhitect îmi cresc un lan de flori în piept. Bună seara, foarte bine. Am venit să-l sărbătoresc pe țândă Big 70. Așa că suntem aici cu toată inima alături de el. Și am fost de când l-am cunoscut și vom fi probabil până în pânzele albe. Ești o prezență rară la evenimente. De ce? Păi dacă nu era vorba de țândă, nu veneam. Știu, de asta te și întreb. Nu prea îmi plac. Eu sunt destul de sociabil și ies, dar mă simt bine în compania unor oameni pe care îi cunosc foarte bine. Așa sunt eu, mai introvertit. Și atunci prefer locurile pe care... și situațiile pe care pot să le gestionez și să mă relaxez. Să știu că nu sunteți dumneavoastră cu camerele, dar acum fac o excepție de dragul lui Ovidiu. Noi, așa ca oameni, ne-am mai retras din lumina reflectoarelor și împingem în continuare în față cântecele noastre. Ele sunt adevăratele vedete. Noi așa suntem niște oameni ca oricare alții, dar cântecele ne fac mai speciali. Când artiștii sunt la început, au nevoie de mai multă promovare și îi vedeți mai des la televizor, iar când au ajuns într-un anumit punct, se mai retrag. Plus că și noi mai îmbătrânim, mai avem riduri, ne îngrășăm, ne tundem, ne alea. Numai n-o să fim frumoși și tineri forever. Ne mai căsătorim? Asta e la chestiile bune, în mod normal. În mod normal, da? Asta e la bile albe. Acum mai vorbim peste câțiva ani. Nu știm. Care sunt piesele pe care le cer acum tinerii, să zic, la concertele voastre? Mai mult. Păi nu știu, că noi nu cântăm niciodată ce cer ei. Noi cântăm numai ce vrem noi. Și atunci nu prea îi întrebăm. Dar am văzut din reacția lor că a devenit extrem de popular acest cântec pe care l-am lansat tocmai acum 10 ani, tocmai cu maestru Ovidiu Lipan Țăndărică, și anume Întuneric în culori. Le-a luat 10 ani să prindă, dar acum dacă nu cântăm piesa asta ne crucifică pe scenă. Deci nu se poate fără. Și ceea ce e un lucru foarte bun. Poate că mâna maestrului a avut un pic de magie în plus. Am mai locuit și peste 11 ani, de câte știu eu. Dacă ar fi să o iei, nu știu, de la început, ai repeta experiența, ai mai încercat un alt colț de lume să-ți faci o viață, nu știu. Ai plecat cu gândul să rămâi? Te-ai întors dacă și te-ai... aș lua de la început, dacă aș mai face treaba asta. Da. Absolut, 100%. Și recomand și altor artiști din România să facă acest lucru. Poate să nu stea 7 ani cât am stat eu, poate să stea mai puțin, dar să vadă cum este să activezi și să cânți într-o piață mai solidă, mai serioasă, cu o istorie mai bogată în showbiz, și să poată să se testeze și să-și testeze propriile puteri pe o piață foarte competitivă. Aici în România se minte foarte mult, sunt foarte puține trupe care într-adevăr sunt valoroase și vând bilete, restul este numai faruri în ochi, promovare, promovare, promovare și nimic mai mult. Ceea ce nu este sănătos pentru industria muzicală și nu dau un exemplu bun tinerilor care se apucă acum de muzică, pentru că ei sunt confuzi și nu înțeleg cum este posibil ca să-ți faci o carieră cântând cu o chitară. Și nu cred că acest lucru se mai poate. Și se înșeală. Chiar se mai poate să faci treaba asta, doar că trebuie să înveți niște lucruri. Și dacă nu mai poți să le înveți în țară, este foarte bine să încerci să le înveți afară. Exact așa cum pleacă românii la studii de inginerie afară sau de medicină și după aia se întorc, așa trebuie să pleci și ca muzician.
să vezi de unde se dă ora exactă. Și eu asta am făcut, consider că nu aș fi ajuns niciodată aici în punctul ăsta dacă nu aș fi făcut pasul ăsta și pentru mine este experiența vieții mele, este esențială pentru ceea ce fac acum. 90% din ce fac acum am învățat acolo.